Isabela Vasileu Scriba, proștii filozofiei sunt exclusiviștii rațiunii, conform Nae Ionescu. Rezumat. Eseul evidențiază poziția lui Nae Ionescu în ce privește raportarea la timp a metafizicii. Conducând doctoratul despre mistica indiană pregătit de Mircea Eliade, universitarul Nae Ionescu a fost atacat în presă de superiorul său, profesorul Constantin Rădulescu Motru, care publicase în revista de filozofie articole trimise din India de doctorant. În calitatea sa de exclusivist al rațiunii, Rădulescu Motru îl acuzase pe Nae Ionescu de încurajarea la universitate a modei orientalizante, un curent mistic bolnăvicios. Printre alte argumente, Nae Ionescu i-a replicat polemistului, vorbind despre resorturile care duc la adoptarea modelor în filozofie. În prelegerea inaugurală a cursului de istoria metafizicii din 1930-1931, Nae Ionescu a luat pe două căi apărarea viitorului său asistent. Dubla modalitate de dezamorsare a polemicii a surprins auditorul care citise în revista de filozofie studiile de indianistică ale celui care avea să devină cel mai mare istoric al religiilor din secolul 20. Nae Ionescu întâi a observat coexistența misticii cu sănătoasa rațiune în toate sistemele metafizice, apoi a vorbit de moda orientalizantă, încadrându-o în problematica mai largă a relației particulare pe care o întreține metafizica cu timpul, în pofida caracterului absolut a fiecărei soluții metafizice. Ca adept al trăirii creștine și ca inițiator al școlii trăiriste, Nae Ionescu, filozoful ce a făcut odinioară faima Universității Bucureștene, subliniase în repetate rânduri împrumuturile pe care teoria cunoașterii le-a făcut din domeniul misticii. Acest lucru l-am reliefat în studiul intitulat Concepte cheie la Nae Ionescu. Încă din 1926, Nae Ionescu spusese că filozofii raționaliști sunt proștii filozofiei sau simpli meseriași care se limitează a vorbi despre ce cred ei că au gândit alții. Exclusiviștii rațiunii dau deoparte latura mistică a metafizicii. Asemenea înlăturare duce la o falsificare prin unilateralitate a raționalismului adevărat, iar această falsificare ar fi început cu epoca lui Descartes. Filozoful Nae Ionescu spunea studenților săi că nu există activitate omenească mai legată de personalitate decât cea a filozofării. Constantin Noica a fost student și mai apoi discipol al școlii trăieriste, unica școală filozofică românească, a ilustrat așa numita limitație care nu limitează prin mișcarea liniară de succesiune a teoriilor din știință. Realitatea istorică a metafizicii nu suferă de o asemenea succesiune liniară, tocmai din cauza personalității distincte a fiecărui metafizician și a strânsei legături dintre activitatea filozofării și personalitatea celui care filozofează. În polemica iscată de Rădulescu Motru, preocuparea cu mistica indiană a lui Eliade a fost piesa cheie pentru veștejirea curentului mistic infiltrat în Facultatea de Filozofie și Litere. Dacă avem în vedere istoria care a urmat, numele exclusivistului rațiunii s-a bucurat de prețuirea ideologilor sistemului totalitar comunist, fiind pus pe frontispiciu Institutului de Filozofie din București. În schimb, numele autorului lucrării despre yoga și originile misticii indiene s-a bucurat și încă se bucură de o unanimă prețuire a celor mai înalte foruri academice occidentale. Strălucita lecție, intitulată de Dumitru Cristian Amzer Moda în filozofie, a fost retipărită într-un periodic din toamna anului 1940. După felul în care au fost rezumate ideile prelegerii inaugurale din 1930,
odată cu multiplicarea cursului de istoria metafizice prin litografiere, se vede însă că prelegerea nu a fost bine înțeleasă de Dumitru Cristian Amzăr, îngrijitorul stenogramei cursului din 1930-31, ceea ce duce către o concluzie nedesmințită de trecerea vremii. Între gândirea inițiatorului școlii treiriste și grila de lectură a îngrijitorilor cursurilor sale, s-a evit de la bun început o imensă prăpastie. Aceasta l-a făcut pe filozoful Mircea Vulcănescu să propună în 1943 a se renunța la adăugirile de titluri de prelegeri odată cu editarea postumă a gândirii lui Naionescu expusă în cursurile sale. Moto: întoarcerea la Dumnezeu este un fenomen mai general provocat pe de o parte prin jalnicul faliment al pozitivismului și prin goliciunea înspăimântătoare a cultului unui grand etre a umanității, pe de alta prin inconsistența și deznădăjduitoarele efecte ale panteismului, care la un moment dat făgăduia să devină limanul mântuirii pentru toți intelectuali. Naionescu, Piatra din capul unghiului, 1926. După trecerea în revista operei filozofice Nae Ionesciene, Mircea Vulcănescu subliniază activitatea prodigioasă de cercetare autentică îndreptată asupra tuturor problemelor filozofice moderne pentru a scrie în concluzie că această filozofie reprezintă în cultura românească o poziție originală care concentrează fascicular toate interesele teoretice ale epocii noastre. Mircea Vulcănescu, Gândirea filozofică a lui Naionescu, în ziarul Epoca, 30 ianuarie 1931. O părere similară va avea și Mircea Eliade. Acesta spera în 1937 că va veni odată și odată vremea să se scrie istoria problemelor filozofice românești, ocazie cu care se va vedea că vreme de 15 ani de zile noi am fost contemporani Europei numai prin cursurile profesorului Naionescu. Mircea Eliade, un cuvânt al editorului în volumul Naionescu, Roza Vântorilor, 1937. Folosind un termen nemțesc, Schwärmerei, Naionescu diferenția acel vag sufletesc cultivat de filozofia literaturizantă cu exaltările anti-intelectuale ce au generat reacția împotriva misticismului, de adevăratul misticism care presupune o disciplină cel puțin tot atât de strânsă și de aspră ca a logicii formale. Vezi Naionescu, Filozofia contemporană. În opinia sa, metafizica strâns legată de individualitatea gânditorilor n-a apelat niciodată în exclusivitate la rațiune. La cursul din 1928-29, când a încercat să contureze metafizica răsăniteană printr-o paralelă cu metafizica apuseană, inițiatorul școlii treiriste spusese că prima vizează o lume a esențelor eterne, iar cealaltă lume a conceptelor. Cu alte cuvinte, în fața omului european s-ar deschide două căi prin care el poate lua contact cu realitatea: calea cunoașterii și calea trăirii. În prima variantă, cunoașterea ar tinde spre înglobarea realității cunoscute într-un anumit sistem de concepte. Aceasta ar fi varianta occidentală a spiritului metafizic, care nu poate ocoli impasul nepotrivirii dintre cunoașterea realității sensibile și realitatea numenală ce trece dincolo de domeniul cunoscutului. Sau, cum spune Naionescu, într-o asemenea variantă rămâne nerezolvată problema adecvării dintre cunoaștere și realitate. În cea de-a doua variantă nu se mai pune problema imposibilității noastre de a trece din lumea conceptelor în lumea realului, a ceea ce există realiter, deoarece pe calea trăirii omul se situează de la bun început în ordinea realului. Calea trăirii nemediate
înseamnă calea depășirii de sine pe linia trăirii existenței care depășește subiectul metafizic prin transformarea subiectului în însuși obiectul de cunoscut. O asemenea împărțire a fost pusă sub semnul întrebării de filozofii raționaliști care cred că singura posibilitate de a lua contact cu realitatea ar fi calea cunoașterii conceptuale și că filozofie sănătoasă, conform Rădulescu-Motru, se poate face numai de pe poziții raționaliste și nu de pe poziții mistice. Filozofii raționaliști, spunea Naionescu Ionescu la cursul de istoria metafizicii din 1930-31, se uită prin cărțile despre realitate și iau în considerare nu ce este acolo, ci cam ce cred ei că ar trebui să fie acolo. Vezi Naionescu, istoria metafizicii, în 1930-31, curs litografiat. Dar chiar și așa, exclusiviștii rațiunii sunt totuși nevoiți să constate că în cele pe care le-au citit ar mai fi ceva. După convingerile raționaliștilor mândri de exclusivismul lor, ceea ce este în afară de rațiune n-ar fi decât parte bolnavă, astfel că, doar lăsând latura mistică a metafizicii deoparte, filozofii raționaliști ajung să postuleze că nu există decât rațiune. Naionescu mai evidenția cercul vicios în care se învârt cei care au pretenția să definească normalul prin rațional și raționalul prin normal. Cu dispoziția glumeață în care expune întreaga lecție inaugurală a cursului de istoria metafizicii din 1930-31, Naionescu recunoaște că și el, pe când era tânăr, ar fi citit cărți de filozofie. Numai că el le-a luat așa cum trebuie, respectiv așa cum sunt ele scrise, de oameni perfect sănătoși. Chiar în ipoteza că autorii citiți, pentru că nu apelează în exclusivitate la rațiune, ar fi fost bolnav, n-am ieșit la liman. Dacă sunt bolnavi, remarcă Naionescu în mod ironic, cum ar scrie ei filozofie de oameni sănătoși? Iată absurditățile în care se încurcă exclusiviștii rațiunii, dispuși a crede că singura rațiune ar fi partea sănătoasă a omului. E drept că rațiunea îmbucătățește universul, ea desface și despică totul. Numai în mintea purtătorului de Dumnezeu începe vindecarea existenței, închiderea rănilor lumii. Vezi Naionescu, sufletul mistic. Asemenea poziție nu trebuie luată însă ca o desconsiderare lipsită de finețe a raționalismului, pentru că în opinia lui Naionescu există două feluri de raționalism. Un raționalism adevărat, cu care misticismul a trăit întotdeauna în cea mai rodnică pace, și un raționalism de tip cartezian, reprezentând falsificare prin unilateralitate a celui adevărat. Tipologic, un astfel de raționalism cartezian și-ar fi pus amprenta pe lumea care a urmat renașterii. La cursul de metafizică din 28-29, Naionescu l-a plasat însă pe Descartes, numit în 1921 Părintele Democratismului Contemporan, pe undeva pe la mijloc între tipul mistic reprezentat de Pascal și tipul raționalist reprezentat de Spinoza. Din perspectiva cunoașterii metafizice, Descartes ar fi de cuprins în categoria filozofilor pentru care transmiterea cunoștințelor cu ajutorul raționamentelor este întretăiată și ajutată prin apelul la intuiția mistică. Prin 1921, Naionescu scria că filozofii raționaliști nu pot face altceva decât să reproducă cele gândite de alții, întrucât pleacă de la greșita premisă că în filozofie, ca și în știință, o idee dusă până la un punct de unul e continuată de al doilea și așa mai departe. Și în răspunsurile date în 1926 la un chestionar privind filozofia contemporană, inițiatorul școlii trăieriste spusese că filozofii raționaliști sunt simpli meseriași al căror ideal nu trece de acela unei cariere universitare.
neajungând niciodată să atace o problemă metafizică de fond în miezul ei, rămân însă proștii filozofiei. Pentru lămurirea divergențelor legate de supradimensionarea importanței rațiunii, în prima prelegere a cursului de istoria filozofiei din 1930-1931, Naionescu a început prin a constata că metafizica, fiind o realitate istorică, este legată de timp. Dar caracteristica acestei realități istorice pe care o constituie metafizica îi rămâne fără îndoială felul propriu de filozofare, izvorând din structura sufletească a fiecărui filozof, căci nu există vreo activitate omenească mai legată de personalitate decât cea a filozofării. Conform Naionescu, opere volumul 6, 1999, particularea situare a metafizicii în raportul pe care ea îl are cu timpul ar putea reieși din compararea existenței în timp a diferitelor soluții metafizice și succesiunea în decursul timpului a teoriilor științifice. Încă din 1911, pentru Naionescu, spiritul științific și spiritul metafizic se conturau a fi două tipuri fundamentale de viață spirituală într-o epocă în care filozofia îi părea să întoarce spre metafizică. La cursul din 1930-31, prin comparația dintre știință și metafizică, filozoful ținea să evidențieze specificitatea metafizicii, marea deosebire existentă între realitatea istorică a teoriilor științifice și realitatea istorică a soluțiilor metafizice. Trebuie însă amintit că gânditorul religios Naionescu delimita realitatea nu prin două, ci prin trei planuri corespunzătoare diferitelor trepte de cunoaștere: planul științific, planul filozofic și planul religios. Conform Naionescu, în cuvântul 5 iunie 1926, Constantin Noica, filozof de școală trăieristă, va medita în epoca ateismului impus de ocupantul sovietic la problema limitației care nu limitează, gândindu-se ca și profesorul său la felul cum se succed teoriile în știință. Și unul și celălalt vor vorbi de mecanica cuantică, de faptul că teoria cea avansată nu neagă vechea teoria mecanicii newtoniene, ci o înglobează. Spre deosebire însă de gândirea științifică, posibilă a fi încadrată într-o mișcare liniară de succesiune, gândirea filozofică se refuză unei astfel de încadrări. În istoria metafizicii, fiecare moment reprezintă un absolut, subliniază filozoful Naionescu. De plină varietate a sistemelor filozofice, face posibilă pe de o parte totala separare a soluțiilor metafizice unele de altele și pe de altă parte existența interconectărilor a punctelor comune în sisteme filozofice apărute în timpuri diferite și în zone geografice diferite. Aceasta pentru că felul cum fiecare filozof s-a raportat la realitatea vie ce îi stă în față nu este condiționat doar de plămada lui spiritual. Formula de echilibru obținută fie prin înglobarea realității externe ca un fel de plasare a realității în om, fie prin plasarea omului în cuprinsul realității, ar fi o formulă de împăcare la care ajunge omul viu, omul care își trăiește neliniștea sa metafizică în anumite condiții istorice, de timp și de spațiu. Diferența evită între coloratura timpului și spațiului pe care o primesc soluțiile metafizice ar face posibilă schimbarea modelor în filozofie. Lecția inaugurală a cursului de metafizică ținut în anul universitar 1930-31 după Dumitru Cristian Amzăr, îngrijitorul cursului litografiat, ar fi fost chiar despre moda în filozofie, cum se poate citi în titlul stabilit de fostul student, precum și în rezumatul pe care Amzăr îl face acestei simpatice prelegeri. Odată cu tipărirea cursului în volum,
Mircea Vulcănescu se gândise în anii 40 să îndepărteze titlurile și subtitlurile, ceea ce ar fi fost în avantajul cititorilor. După opinia noastră, chiar în lecția de deschidere intitulată de Amzăr Moda în filozofie, Ionescu nu tratează în principal despre moda în filozofie. Mai mult, această referire la modă ne pare a fi doar tangențială, pentru că, mai mult în glumă, ea apare și la începutul și la sfârșitul primei prelegeri. La fel de puțin semnificativă ca și moda în filozofie, credem că este însă și aparenta frivolitate a primei lecții, fiindcă, dincolo de cele pe care unele au crezut într-o chipare a superficialității, Naionescu Ionescu spunea lucruri grave și de cel mai mare interes, cum ar fi în cazul de față, felul în care poate fi înțeleasă raportarea la timp a metafizicii în profita caracterului absolut a fiecărei soluții metafizice. Într-adevăr, subiectul primei prelegeri, subiect tratat de faimosul profesor al Universității Bucureștene cu o desăvârșită dezinvoltură și la modul cel mai nonconformist cu putință, dovedind totala sa lipsă de prejudecăți didactice, nu este altul decât realitatea istorică a metafizicii. Iată în acest sens și precizările metafizicianului lui Naionescu de la începutul celei de-a doua lecții. Vă veți fi închipuit, cei care ați asestat la prima noastră convorbire, că eu am făcut o prelegere cu intențiuni polemice. Trebuie să vă mărturisesc că nu. Forma poate să fi fost polemică, dar în fond eu vreau să spun ce am eu de spus. Așadar, polemică numai ca formă, eu am ținut să constat un fapt, anume că principial pot exista o seamă de filozofii și că ele chiar există. De altfel, acesta este faptul fundamental pe care se sprijină în genere posibilitatea unei istorii a filozofiei. Aparența polemică fusese conferită de aluziile transparente făcute de Naionescu la adresa atacului împotriva sa, pornit din tabăra filozofilor raționaliști, sau la teza de doctorat despre yoga pe care urma să o susțină Mircea Eliade întors din India, teză despre care o glumă din epocă spunea că a hindus în eroare comisia care i-a acordat doctoratul. Dar, independent de aparența ei glumeață ori polemică, prelegerea inaugurală nu poate fi în niciun caz redusă la subiectul tangențial al modei în filozofie și acela rău înțeles. Cu atât mai mult cu cât moda, ca fenomen psihosocial, nu înseamnă numai o schimbare, o raportare la timp, ci ea presupune și imitația. Dacă în domeniul modei vestimentare imitația se regăsește cu prisoțință, în domeniul adevăratei filozofii ea lipsește însă cu desăvârșire. De pildă, moda Aristotel nu presupune imitarea celor gândite de Aristotel, pentru că multe gânduri ale lui Aristotel nu au intrat în zona preocupărilor celor care l-au comentat, dar și pentru că această modă, destul de durabilă în istoria spiritualității europene, nu a presupus decât lectura lui Aristotel, din care fiecare a înțeles ce a putut el să înțeleagă și nu ceea ce a gândit într-adevăr Aristotel. Legătură cu urmări din cele mai diferite la filozofii arabi, la Sfântul Thomas din Aquino sau la neotomiști din secolul 20. Așadar, însăși formularea lui Naionescu privind moda în filozofie trebuie înțeleasă cu toată precauția și mai ales în acele determinări pe care le atribuia inițiatorul școlii trăieriste, pentru a se evita eroarea curentă de a raporta la domeniul filozofiei cele care nu țin de acest domeniu. Desigur, se pot isca niște voci care să invoce posibilitatea după care Naionescu ar fi văzut atât titlurile cât și rezumatele fiecărei prelegeri, neavând nimic de obiectat, la felul cum un fost student i-a editat cursul de metafizică din 1930-31.
Posibilitatea a existat într-adevăr, dar n-a fost fructificat, deoarece Naionescu era complet dezinteresat de nemurirea gândirii sale prin litografierea cursurilor. În vremea când se apucase a îngriji stenogramele de la cursuri, Amzer l-a întrebat pe profesor dacă vrea să vadă prelegerile după ce le va fi pus la punct. Mi-a răspuns că nu este nevoie, consemnează Dumitru Cristian Amzer în Naionescu cum l-am cunoscut. De altfel, tocmai din prima prelegere a cursului de istoria metafizicii, Naionescu găsise un moment propice pentru a le spune tinerilor care l-ascultau că respectul în fața cărții scrise este un semn de analfabetism, în vreme ce lipsa de respect în fața unei cărți bine scrise este un semn de imbecilitate, conform istoria metafizicii 1930-31. Pornind de la realitatea istorice a metafizicii, profesorul semnalează schimbarea modelor în filozofie, luând ca exemplu impactul pe care spiritualitatea orientală l-a avut încă de la începutul secolului 20 în cultura occidentală. Pe linia acestei mode, curentul orientalizant din cultura română era și el perfect vizibil, cum vizibilă era și aluzia la viitorul său asistent suplinitor, Mircea Eliade, care urma să devină o autoritate de anvergură mondială în domeniul istoriei religiilor și care, asemenea lui Blaga, urma să fie cu perseverență torpilat ca nu cumva să primească primul Nobel, deși foarte tânăr, era la 24 de ani, un binecunoscut autor de temeinice studii de filozofia indiană. Referindu-se la curentul orientalizant din România, pe care Constantin Rădulescu Motu ținuse în 1930 să-l califice de mistic și obscurantism, Naionescu constatase că asemenea curent, după Rădulescu Motu, adăpostit în Universitatea Bucureșteană, nu ar fi chiar așa de neobișnuit, fiindcă se înscrie în spiritul vremii, fiind o modă europeană. Într-altfel spuse lucrurile, Naionescu nu zisese aluziv, desigur, decât că Mircea Eliade, cu teza sa Yoga Esesurile Rojind de la mistic indien, pe care o pregătea pentru doctoratul în filozofie trecut în iunie 1933, nu făcea altceva decât să țină pasul cu vremea în care trăia. Afirmând că metafizica este o realitate istorică și ca atare legată de timp, Naionescu ajunge prin urmare la schimbarea modelor în filozofie. Schimbările acestea nu se fac oricum, observă el, ci după niște resorturi caracteristice fenomenelor sociale, fiindcă orice modă, chiar și moda în filozofie, se înscrie în gazul fenomenelor sociale naturale. Din cele precizate de Naionescu în legătură cu moda, ar fi trebuit să fie reținută afirmația după care un filozof este interesat nu de moda în sine, ci de cu totul altceva, anume de resorturile care fac să se adopte o anumită modă. Lucru trecut cu vederea de Dumitru Cristian Amzer, care s-a străduit să rezume spusele lui Naionescu la curs. Într-unul dintre articolele din Cuvântul, Naionescu evidențiase resorturile ce fac să se adopte moda sectelor religioase. El observase cu mare finețe de spirit că formula modernă a statului se dovedește a fi deficientă și datorită ofensivei dizolvante a sectelor religioase, ținând prin tipologia lor de filozofia protestantismului, de sanctificare săracă și mioapă a cerului, și umanizarea lui Dumnezeu, conform Naionescu Roza Vânturilor, 1990. Sectele protestantizante ar fi înrudite cu statul modern scientist, democratic și egalitar, vorbind aceeași limbă, fiind frați buni. Moda, ca moment istoric, fusese doar tangențial vizată de Naionescu în prima sa prelegere a cursului de metafizică, din 1930-31,
pentru că moda în sine nu este interesantă decât în măsura în care un filozof poate pune în evidență resorturile ei. Poate arăta de pildă că recrudescența misticismului nu este străină de un fapt constatat de-a lungul istoriei, care cuprinde și perioade în care sufletul omenesc e mai aproape de Dumnezeu. Dar, după cum am menționat deja, preocuparea lui principală nu este în prima prelegere a cursului de metafizică realitatea istorică a modei, ci realitatea istorică pe care o constituie însăși metafizică. Ori aceasta este o realitate istorică atât de aparte, încât raportarea la timp a metafizicii nu pare a fi din calea afară de simplă. În primul rând, datorită caracterului absolut a fiecărei soluții metafizice și pentru că însăși metafizica este o activitate în care amprenta personalității filozofului predomină coloritul temporal și spațial al soluției pe care el o propune. În al doilea rând, pentru că în ciuda caracterului absolut și amprentei personalității căreia îi aparține, orice soluție metafizică este influențată de epoca și de zona geografică în care a apărut. În al treilea rând, pentru că orice soluție metafizică se înscrie fatalmente într-o anume formă de viață spirituală omenirii, care, atunci când este autentică, nu suferă influențele altor forme de viață spirituală. În al patrulea rând, pentru că în filozofie totul trebuie început de la capăt, fiindcă trecerea timpului nu a atras după sine formarea unui patrimoniu de bunuri pe deplin câștigate, cum se întâmplă în știință. În al cincea rând, pentru că însă și instrumentul de comunicare a unei soluții metafizice face ca între filozof să circule impresii subiective și nu obiective despre ce a scris sau ce a gândit un alt filozof, indiferent de epoca în care respectivii filozofi au trăit sau trăiesc. În al șaselea rând, pentru că dincolo de gândirea discursivă ce apelează la rațiune, în orice soluție metafizică se poate decela și prezența gândirii intuitive, rod a unui contact nemijlocit cu ultimele principii ale realității. În al șaptelea rând, pentru că metafizica fiind o formulă de împăcare la care ajunge omul viu, ea reflectă întrucâtva spiritul vremii, filozoful neputându-se substrage spiritul vremii sale, decât cu riscul de a fi demodat, de a se situa în afara intereselor teoretice ale epocii în care trăiește. Oricum, raportarea la timp a metafizicii în niciun caz nu poate fi făcută printr-o superficială invocare a modei în filozofie, mode care, datorită zonei în care se manifestă, posedă niște determinații atât de particulare, încât nu seamănă cu nicio altă modă. În îndemnul din final, ca studenții să-l depășească, nu se poate ghici ideea de schimbare viitoare a modelor în filozofie, ci îndemnul ca ei să gândească pe cont propriu, sau cum apare în titlul ontologiei noiciene, să devină ceea ce sunt, să o ia pe calea devenirii într-o ființă. După ce am văzut care a fost subiectul în jurul căruia s-a desfășurat originala gândire a lui Naionescu la prima lecție ținută în 1930, să vedem cam ce a reținut îngrijitorul cursului litografiat din cele expuse de Naionescu și a trecut în rezumatul alcătuit de el, pornind de la greșita presupunere că prelegerea ar fi fost despre realitatea istorică a modei. A. Moda, fenomen social, care sociologicește înseamnă moment istoric. B. Moda curentului orientalizant în filozofia românească de azi. C. Momentele istorice în istoria științei. D. Momentele istorice în istoria metafizicii. E. Depășirea momentului istoric, lege inexorabilă în succesiunea generațiilor istorice. Cum ușor se poate observa, nicăieri în structura primei prelegeri prezentată de Dumitru Cristian Amzăr nu apare semnalată problema raportării la timp a metafizicii, în jurul căreia își structurează Naionescu gândirea în acest curs,
cum nu apare nici problema misticii coexistând în scrierile metafizice cu sănătoasa rațiune. După titlu și rezumatul corespunzător titlului, lecția ținută de Nae Ionescu dă impresia unei scandaloase frivolități. Asta pentru că în spatele tunului grumeț, Dumitru Cristian Amzăr, tânărul îngrijitor a cursului, nu a putut vedea în primul rând care au fost adevăratele probleme tratate, iar în al doilea rând seriozitatea și disciplina de gândire cu care în fond ele fuseseră tratate. Ce concluzie să tragem de aici? Așa cum am mai avut ocazia să constatăm, singura concluzie care se impune cumva de la sine ne duce către reafirmarea unor lucruri consemnate și cu alte prilejuri. Anume că titlurile cursurilor și rezumarea celor gândite de Nae Ionescu la cursurile sale, prin subtitlurile fiecărui curs, nu au ce căuta în cărțile în care Nae Ionescu este trecut de autor. Locul lor cel mai potrivit ar fi în oarece studii unde ar putea fi argumentate diferitele opțiuni. Din păcate însă, la fiecare nouă editare a operei sale, Nae Ionescu este oferit publicului în exclusivitate însoțit de grila de citire a îngrijitorilor. Ori despre amprenta lăsată în acest mod de editorii faimosului filozof, nu se poate găsi niciun cuvânt de laudă, ea fiind prin excelență deformatoare. Ca să nu mai vorbim de catastrofala diferență de nivel dintre cele conținute de cursurile genialului Nae Ionescu și modestele, mult prea modestele prezentări postcomuniste ale gândirii sale sub forma neinspiratelor adăugiri de titluri și subtitluri.